Vă spunem bun venit în locașul de închinare al Domnului în această seară de iarnă californiană și pentru a începe închinarea din seara aceasta, vă invit să cântăm împreună imnul 219, Cred în Domnul Iisus. Dacă dorește cineva să se alăture nouă în rugăciune, la ultima strofă a imnului, vă invităm în față. Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că Tu ai fost cu noi în această zi frumoasă de sabat. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-am primit din mâna Ta. Îți mulțumim că Tu ești aici cu noi acum. Te rugăm ca să ne dai Tu pacea Ta, să rămâi cu noi în anul în care intrăm. Te rugăm să Te îngrijești Tu de toți cei dragi, Tu să alini durerile celor care suferă din poporul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate că Te-am rugat în numele Iisus. Amin.
Sunt tentat să privesc lucrurile din perspectiva unui pastor și în momentul acesta îl invidiez pe pastorul dumneavoastră pentru corul care întotdeauna îi pregătește o atmosferă cerească, potrivită pentru închinare. Și biserica aceasta trebuie să fie recunoscătoare, cred că, fraților care de fiecare dată cântă atât de frumos pentru slava lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și eu de data aceasta. Nimic nu pregătește atmosfera de închinare mai bine decât muzica compusă pentru slava lui Dumnezeu. Ceva timp în urmă mă gândeam eu așa, cam care ar fi întrebările cele mai importante căruia omul trebuie să-i dea un răspuns, să le dea un răspuns. Și mi-am adus aminte de întrebările pe care Domnul Hristos le punea ucenicilor săi. Probabil că era undeva pe un drum prin Iudeea sau, eu știu, pe unde prin Samaria, poate. Când i-a întrebat pe ucenicii săi, imaginați-vă, poate pe un drum prăfuit, Domnul Hristos întrebându-i pe ucenicii săi, ce zic oamenii despre mine? Cine zic ei că sunt eu? Și ei au început să răspundă, păi Doamne, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești un profet, alții Ieremia. Este o întrebare importantă. Cine este Domnul Hristos? Cine este Iisus Hristos? Cel născut în Betleem? Venit între noi? Cine este El? Și astăzi, dacă întrebați oamenii din jurul nostru, puteți primi răspunsuri de tot felul, de la un mare învățător, un profesor renumit din vremea aceea. Alții cred că a fost un profet. Însă Domnul Hristos vine mult mai aproape de ucenicii săi atunci când îi întreabă, dar voi ce părere aveți? Cine ziceți voi că este Fiul omului? Este important să știi ce se învață în lumea aceasta despre Domnul Hristos, ce spun oamenii despre Domnul Hristos că este, dar mult mai important este atunci când ești întrebat tu, personal. Ce părere ai tu? Cine crezi tu că este? Ce zici tu despre Fiul omului? Și Petru, parcă neezitând niciun moment, nici o secundă, ca nu cumva vreun alt ucenic să-i o ia înainte, primul, Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos îi dă un răspuns
Nu știu dacă vă puteți gândi la vreo, eu știu, o răsplată mai frumoasă pentru un răspuns la o întrebare de felul acesta. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Matei, la capitolul 14, dacă nu mă înșel. 16, mulțumesc. Versetul 18. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Ce părere aveți să Domnul Hristos să vă adreseze astfel de cuvinte? Pe tine, o biserică întreagă, biserica mea o voi clădi pe tine și orice vei lega tu pe acest pământ va fi legat și în cer și dacă vei dezlega ceva pe acest pământ va fi dezlegat și în cer. Ce părere aveți? Cum s-o fi simțit Petru? Wow! Cred că sunt bun să-mi spună Domnul Hristos așa ceva și nu doar un om obișnuit, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Însă nu trec. Dacă citim doar câteva rânduri mai jos, Petru, același, mânat de impulsuri, la un moment dat, îndrăznește să-l mustre, spune Scriptura, îl mustră pe Domnul Hristos și de data aceasta Domnul Hristos îi dă un răspuns, poate cel mai dur răspuns pe care Domnul Hristos l-a dat vreodată cuiva. Înapoi a mea. Și nu doar atât. Satano. Am zice că Petru a fost, eu știu, beneficiarul celei mai frumoase făgăduințe pe care Domnul Hristos a făcut-o vreodată cuiva. Ești Petru. Și pe această piatră îmi voi clădi, îmi voi zidi biserica mea. Însă am stat și ceva timp în urmă mă gândeam și am ajuns la concluzia că nu aceasta a fost cea mai frumoasă făgăduință pe care Domnul Hristos a făcut-o și nici acel răspuns al lui Petru n-a fost nici cel mai bun răspuns dat vreodată vreunei întrebări puse de Domnul Hristos. Vă dau un alt răspuns pe care tot Petru l-a dat, tot Domnului Hristos. Și răspunsul acesta este, Doamne, Tu toate le știi. Tu știi, Doamne, că eu Te iubesc. Am zice că, cum, atât de frumos, leagă ce vrei și va fi legat, dezleagă ce vrei și va fi dezlegat, și în cer și pe pământ. Nu. Domnul Hristos îi spune lui Petru, paște, oițele mele. Întrebarea cea mai importantă căruia omul trebuie să-i dea un răspuns nu este nici cine este Hristos, nici cine crezi tu, nici ce cred oamenii că este sau cine este Hristos, ci întrebarea căruia trebuie să-i răspunde în fiecare este, mă iubești tu? Și interesant este că Domnul Hristos ne întreabă nu odată, nu de două ori și ne dă șansă după șansă și ne întreabă întotdeauna, mă iubești tu? În seara aceasta este sfârșitul săptămânii de rugăciune și aș vrea să privim încă o dată la momentul Golgota. Pentru că nu este imagine mai relevantă pentru neamul omenesc decât acel om. Iată omul, omul Iisus Hristos atârnat de o cruce pe Golgota. Era într-o joi seara și Domnul Hristos era adunat, era împreună cu ucenicii săi în camera de sus, într-o cameră în care aflăm tot din Sfânta Scriptură că mai târziu, după 50 de zile de la data aceasta, în acea cameră încăpeau 120 de persoane. Era probabil o casă
Unii comentatori spun că ar fi casa mamei lui Ioan Marcul, cel care a scris cea de-a doua Evanghelie. Și Domnul Hristos era strâns acolo cu ucenicii săi, gata să servească cina tradițională, cea de dinainte de Paște, pentru că ziua următoare avea să se sărbătorească din nou în poporul Israel Paștele. Și puțin înainte de miezul nopții, unul dintre ucenici ne spune evanghelistul Ioan că este în întuneric. În întuneric. Și merge să-l vândă. Sora White ne spune că intenția lui Iuda a fost aceea de a-l pune pe Domnul Hristos într-o situație în critică, în care el să nu mai aibă de ales decât să urce pe tronul lui Israel. Asta nu din dragoste pentru Hristos sau pentru că înțelesese el menirea lui Mesia, ci voia să aibă grijă de sine însuși. Voia să se vadă undeva mai sus, să se săturase practic de situația aceasta de așteptare, nu-i mai plăcea, voia ceva mai mult. Domnul Hristos, după miezul nopții, merge cu ucenicii săi în grădina Ghețeman și acolo ucenicii, ne vine greu să înțelegem cum, atunci când Domnul Hristos avea mai mare nevoie de ei, să retrag într-o parcă o anestezie a somnului, n-au putut să reziste și Domnul Hristos trece prin acea suferință pe care cred că nu o va experimenta nimeni niciodată. Să transpire sânge, prin porii pielii sale să iasă sânge, din cauza acelei dureri spirituale, separarea de Tatăl, greutatea păcatului. Vedeți, noi privim adesea la filme despre Domnul Hristos și regizorii sunt tentați să pună accentul pe, violența, felul în care Domnul Hristos a murit, scuipat, pălmuit, coroană de spini pe cap, atârnat de o cruce. Și noi suntem impresionați de această durere pe care Domnul Hristos a experimentat-o. Nu cred însă că va fi vreodată vreun regizor care să poată să pună pe o peliculă de film durerea pe care Domnul Hristos a simțit-o în grădina Ghețemani, acolo unde se lupta. Câtă durere și cât de greu trebuie să fi fost pentru Hristos să experimenteze separarea aceea de Tatăl. Nu avem cum să înțelegem noi acum această durere. În sângele acela însă care a ieșit prin porii pielii sale, putem să vedem puțin din durerea sa. Și Biblia ne spune că la un moment dat, în vreme ce el se lupta, gălăgie se aude în grădină, o altă ceată de oameni se apropie de locul unde Hristos era și știți foarte bine ce se întâmplă. Domnul Hristos este adus în locul unde? În palatul marelui preot. În seara de dinainte era acolo o sală în care special amenajată, locul în care Sinedriul, dacă vreți, Curtea Supremă de Justiție a Israelului, se aduna. Și în acea Curte Supremă, cunoscătorii sistemului juridic ebraic se spun că în acea sală, frumos ornamentată, de fiecare dată când un om era judecat, 71 de perne erau așezate într-un semicerc perfect. Și pe acele perne, obișnuite în Orientul Mijlociu, cei 70 de bătrâni plus cel care îi ținea locul lui Moise, de data aceasta marele preot, se adunau să judece cazurile grave din ce se puteau petrece în Israel. Și de data aceasta, pentru că era vorba de un lucru serios, Sinedriul era încă o dată adunat acolo. Și de ce erau așezate în semicerc aceste perne? De ce toți trebuiau să fie așezați în felul acesta? Era un mod de
a arăta că fiecare trebuie să aibă o... să nu existe intermediar între cel acuzat și cei care trebuiau să-l judece. Toți trebuiau să fie... să poată să-l vadă la fel de bine pe cel judecat. Și încă un lucru. Sinedriul era alcătuit din oameni buni cunoscători ai altor limbi. Legea era în felul acesta. Trebuia ca mărturia oricărui om judecat acolo, indiferent ce limbă ar fi vorbit el, trebuia să fie înțeleasă de cel puțin două persoane din Sinedriu, ca nu cumva nu accepta un translator, un traducător, pentru că viața omului judecat era mult prea valoroasă ca să fie pusă în mâinile unei singure persoane. O singură persoană să înțeleagă ce spune el. Erau oameni cu, dacă vă amintiți, Sinedriul și această instituție a fost inaugurată în vremea lui Moise, dacă vă amintiți, Ietro îl sfătuiește pe Moise, știi ceva, ia-ți niște ajutoare și Moise nu alege pe cei mai în stare să judece, pe cei mai înțelepți oameni de acolo, să judece cazurile cele mai serioase, cele mai grave din poporul lui Dumnezeu. Și știți care era regula? Ei, practic, cei 71 de bătrâni nu erau acolo ca să judece. Ei se numeau, de fapt, Consiliul Apărării. Acuzarea era adusă nu de un procuror, cum se face în zilele noastre, ci era adusă de martori. Dacă eu sau cineva dintre dumneavoastră ar fi văzut ceva în poporul lui Israel, știți ceva, uite, ceva grozav s-a întâmplat și noi credem că lucrul ăsta trebuie judecat și adus în fața Sinedriului. Noi eram cei care aduceam acuzația fratelui nostru, care eu știu ce grozăvie făcuse. Și Domnul Hristos este adus într-un sistem juridic pus la cale de chiar El însuși. El inspirase pe oamenii lui Dumnezeu, pe Moise și pe urmașii săi, cum să fie judecați oamenii în poporul Israel. Și Domnul Hristos este adus într-un astfel de sistem juridic când? Noaptea. Și de ce era greșit să fie judecat? Noi toți, probabil ați auzit că era un lucru nemai întâlnit. Judecata trebuia să se întâmple ziua. A judeca pe cineva noaptea era ilegal. Domnul Hristos, și probabil ați auzit ideea aceasta în diferite, eu știu, predici sau articole citite, studiate de dumneavoastră, de ce era ilegal să judeci un om noaptea? Poftim? Nu erau martori. Răspunsul este altul. Orice judecată ce era înfăptuită acolo era un act religios. Și ca el să rămână un act religios, trebuia să fie început înainte de jertfa de dimineață și să nu se extindă judecata niciodată după apusul soarelui, când era adusă jertfa de seară. Omul acela, chiar, lucrul acesta spune foarte mult despre felul în care oamenii erau judecați în poporul lui Dumnezeu. Dincolo de un act juridic, era înfăptuit acolo un act religios și nu puteai judeca pe cineva în vreme ce o jertfă nu era adusă și pentru el, indiferent ce ar fi făcut el. Știți, mi-amintesc de o experiență frustrantă pe care am avut-o nu de mult. Nu prea am avut eu de-a face cu tribunalele, cu corturile în America. Dar ceva timp în urmă, în și ca o se întâmplă să fie adeseori furtuni sau, eu știu, din cauze diverse, se mai întâmplă să rămână fără curent anumite zone. Într-o seară era întuneric și mergeam pe o stradă
un semafor nu funcționa. Mașinile treceau prin acea intersecție fără nicio problemă. Era o intersecție dintre o stradă principală și o stradă mai secundară. Nu erau mașini care să vină din alte sensuri, decât pe direcția aceasta de mers erau mașini. Și eu am trecut prin intersecție fără să-mi dau seama că, de fapt, ar fi trebuit să opresc. Nu mergea semaforul, dar trebuia să opresc. După colț era, bineînțeles, o mașină de poliție și când a văzut cum noi treceam prin intersecție, a venit imediat după noi. Eram câteva mașini, dar pentru că eu eram ultimul care trecuse pe acolo, a venit în spatele meu, m-a oprit, bineînțeles, mi-a dat un tichet și a fost frustrant, pentru că mi se părea că situația era cam ambiguă, că ar fi trebuit să mă lase în pace, să poate să-mi dea un avertisment și să mă lase să îmi văd de treaba mea. Dar știți, cu economia asta cam dificilă în America și nu doar în America, poliția cam are nevoie de fonduri și nu prea mai ratează niciun polițai șansa să dea un tichet. Și am simțit cam în felul acesta, că a profitat de situația aceasta și în loc să aibă grijă ca intersecția să fie sigură, să nu care cumva să se întâmple un accident, omul stătea acolo să dea tichete. Și am zis că trebuie să mă duc în cort, în tribunal și să-mi spun și eu cuvântul. Știam că, da, greșisem, trebuia să opresc acolo. Chiar dacă nu era nici semafor, nici așa, știu că este legea. Nu mergea ceva și trebuia să mă asigur că suntem în siguranță, toți participanții la trafic. M-am dus în cort. Și eu ziceam că am dreptate, că judecătorul este un om imparțial care e acolo să judece drept între polițai și mine. Și la un moment dat, pur și simplu, nu mi-a venit să cred. Aproape că aveau fan pe seama mea, polițaiul și cu judecătorul. Și am zis, bine, mulțumesc frumos, la revedere. Nu așa se întâmpla în sistemul juridic ebraic. Judecătorii, Sinedriul, era acolo nu să, să judece, să fie gata să dea o sentință. Erau acolo ca să fie siguri că nici măcar o secundă cel care era acuzat, ei erau apărătorii. Nu erau 71 de judecători, ci erau 71 de avocați și treaba lor acolo era ca să pună întrebări martorilor și să fie sigur că cel judecat nu primește o sentință pe nedrept. Aceasta era slujba lor. Acum avem avocația acuzării, avem avocația apărării, atunci judecătorii, cei care dădeau sentința, erau și apărători. Vă este străină scena aceasta? Ați mai întâlnit undeva cine este judecătorul, cine este apărătorul nostru, în sanctuarul ceresc? De asta, săptămâna aceasta am studiat despre sanctuar și sanctuarul ceresc. În sanctuarul ceresc, cel care ne judecă ne este și apărător. Sinedriul era practic o replică a ceea ce se întâmplă în cer, a felului în care Dumnezeu judecă în cer neamul omenesc. Sinedriul trebuia să fie o umbră a ceea ce se petrece în cer. Și Domnul Hristos este adus într-un astfel de sistem juridic. Aproape că nu are echivalent în lumea noastră. Oameni care trebuie să fie dedicați interesului celui acuzat. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre aproape atinge granița ridicolului. Mi-amintesc acum câțiva ani, a fost un caz undeva în North Carolina, dacă nu mă înșel, într-un orășel micuț, un avocat, isteț, a cumpărat el niște țigări foarte scumpe, de ordinul zecilor de mii de dolari. Și a zis, dacă sunt atât de scumpe, trebuie să le asigur contra unei sume semnificative. Și a mers la o casă de asigurări și a zis, vreau să asigur țigările acestea. Pentru cât? Pentru atât. Le-a asigurat și după o vreme s-a întors la casa de asigurări și a declarat acolo, am pierdut țigările mele în urma unei serii de incendii mici.
Asta este modul prin care un avocat spune că a fumat țigările. El fumase și acum declara că le-am pierdut în urma unor incendii mici sau minore. Tot ceea ce pierduse erau țigările, nu altceva din proprietatea sa. Și casa de asigurări nu a stat să se judece cu el, să se investigheze, i-a tăiat un cec și i-a plătit cât a vrut omul. Au așteptat vreo câteva zile și după ce omul și-a încasat banii, l-au dat în judecată pentru incendiere intenționată. Și casa de asigurări a câștigat cazul, omul a trebuit să stea în închisoare vreo câteva luni, plus să plătească, bineînțeles, aproape triplu a ceea ce încasase de la casa de asigurare. În lumea noastră, sistemele juridice sunt o parodie. Dacă ai suficienți bani sau dacă ești celebru, suficient de celebru, îți poți permite orice. Banii pot cumpăra, banii te pot duce deasupra legii. În vremea Domnului Hristos, Sinedriul trebuia să fie altceva. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu. La capitolul 14, versetul 55. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Ce făceau preoții și preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau, aceasta era slujba lor, trebuiau ei să caute capete de acuzare, ei trebuiau să fie cei care să pur și simplu să investigheze, să vedea cu ce putem noi să-l acuzăm pe omul acesta. Amintiți-vă, preoții cei mai de seamă, în frunte cu marele preot, lucrul acesta îl făceau. Amintiți-vă, am studiat în lecțiunile noastre cum era îmbrăcat marele preot și simplul veșmânt pe care îl purta era îmbrăcat cu ce culori? Era alb, era un simbol al caracterului lui Dumnezeu. Apoi pe haina sa avea culoare albastră. Ce simboliza? Legea lui Dumnezeu. Vă amintiți episodul în care Domnul Hristos, îmbulzit de oameni, simte o atingere deosebită de toate celelalte din jurul său și spune, unde, cine m-a atins? Unde încercase și unde l-a atins femeia aceea? Ce atinsese de la haina sa? Unde e mai ușor să atingi pe un om? Pe umăr, pe mâini sau poalele? Unde e mai greu? Femeia aceasta se duce acolo unde fiecare evreu avea un tiv albastru, simbol al legii lui Dumnezeu. Și femeia aceasta acolo vrea să atingă haina lui Iisus Hristos, pentru că acolo gândea ea că poate e ceva mai special, acolo unde simbolul legii lui Dumnezeu este. Și pe haina sa mai era roșu, simbol al cărui lucru. Sângele răscumpărător. Și apoi, lucru foarte interesant, că tot pe haina mare lui preot era încă o culoare, violet. Dacă pui roșu și albastru împreună, acolo unde legea lui Dumnezeu se unește cu harul, cu sângele lui Iisus Hristos și se îmbină într-un mod perfect. Haina sa, însăși haina marelui preot, era o expresie perfectă a ceea ce trebuiau ei să facă acolo. În loc să caute, să învinuiască și să judece și să osândească, ei trebuiau să fie acel consiliu care să caute salvarea omului, nu nenorocirea lui, nu pierzarea lui.
toți căutau un motiv ca să-l judece, să-l dea spre o sândă. Trebuiau să fie un consiliu al apărării și nu al acuzării. Și în versetul 56 ni se spune că pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Era o regulă. În Sinedriu nu intrau toți martorii deodată. Intrau pe rând. Fiecare își spunea versiunea lui și apoi cel care era afară și nu auzise ce spusese, primul martor, mărturiile lor trebuiau să se armonizeze perfect. Dacă mărturiile lor intrau în divergență măcar un pic, știți care era datoria marelui preot? Totul se înceta și cel acuzat era liber să iasă din sala de judecată și să plece liber de acolo. Mărturiile lor erau atât de nearmonizate, era suficient pentru ca Domnul Hristos să fie eliberat. Și n-a fost eliberat. În versetul 61 spune marele preot: ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Și dacă citiți răspunsul Domnului Hristos din Matei, Domnul Hristos dă un răspuns care cred că i-a lăsat pe toți, i-a înfiorat pe toți cei de acolo. Iahve, numele pe care evreii se fereau atât de mult să-l pronunțe, era atât de sfânt că nici nu-și permiteau să-l pronunțe. Spuneau Domnul, spuneau, știu, alte nume, dar nu pronunțau numele lui Dumnezeu. Și el spune, da, eu sunt Jehova, eu sunt cel care am viață în mine însumi. Aș vrea să trecem prin puțin mai repede, pentru că timpul trece. Domnul Hristos este judecat și dintr-o dată, în loc să, nu mai este acuzat de instigare la rebeliune, este acuzat de blasfemie. Lui Pilat cred că nu i-ar fi păsat deloc dacă cineva ar fi fost acuzat de blasfemie, nu i-ar fi păsat. Ceea ce-i păsa lui Pilat era să nu fie vreun rebel care să instige la rebeliune. Și Domnul Hristos este acuzat de blasfemie și toți, în unanimitate, sunt de acord să-l crucificăm. Știți ce se întâmplă aici într-un cort modern, dacă există unanimitate, ce spunem noi? E clar, nu există niciun dubiu, este vinovat. Știți ce se întâmpla în Sinedriu dacă toți erau în unanimitate pentru o anumită sentință? Ziceau nu. Nu se poate, așa ceva nu este posibil. Unanimitate, aia seamănă mai mult cu o, nu neapărat conspirație, a mob, o gloată, aia nu este judecată. Nu se poate ca toți să gândim la fel. Și iarăși, acesta ar fi fost un motiv suficient ca Domnul Hristos să fie eliberat. N-a fost eliberat nici atunci. Știți ce s-a întâmplat după darea sentinței? Știți ce trebuia să facă Sinedriul? Trebuiau să rămână acolo. Și toată noaptea, până a doua zi, sentința niciodată nu era executată în aceeași zi cu judecata. Toată noaptea ar fi trebuit să fie acolo, împreună, în post și în rugăciune. Să caute, nu cumva este un scenariu, nu cumva este ceva ce ar putea să explice nevinovăția acestui om. Au stat acolo? S-au rugat? Au postit? Nu. Atunci când procesiunea împreună cu cel condamnat era dus spre Golgota, Sinedriul trebuia să stea acolo și să caute, este ceva ce am pierdut din vedere? Este oare omul acesta nevinovat și noi nu vedem că este nevinovat? Se spune că dacă vreun tânăr care a asistat pe băncile din spatele Sinedriului, dacă ar fi fost vreun tânăr care ar fi zis, domnule, uite, eu am o idee care cred că ar putea să explice nevinovăția omului acestuia.
și ar fi mers ideea aceea. Știți ce se întâmpla cu tânărul acela? I se dădea pe viață un loc în Sinedriu. Devenea din momentul acela unul dintre cei 70 de bătrâni. Ar fi recunoscut ca unul, da, domnule, omul ăsta a gândit și merită să aibă loc aici, pentru că el a salvat o viață de om. În timp ce procesiunea mergea spre Golgota, la intrarea în Sinedriu era acolo un om care era instruit să țină un steag sus. Și în vremea când procesiunea mergea spre Golgota, Sinedriu era încă în adunare. Și dacă atunci unul dintre ei găsea o idee care spunea, domnule, cred că e nevinovat, omul de la intrarea în Sinedriu ar fi trebuit să lase steagul jos. Și în procesiunea aceea care se îndrepta spre locul execuției era un călăreț. El călărea spre locul execuției, dar privea spre Sinedriu. Și dacă vedea steagul acela coborându-se, atunci el ar fi galopat până în fața procesiunii și ar fi spus, trebuie să ne întoarcem. Știți de câte ori o procesiune de felul acesta se putea întoarce înapoi la Sinedriu? De 7 ori se putea întoarce. Cât de valoroasă este viața omului, cât de dedicați ar fi trebuit ca oamenii aceștia să fie salvării de vieți omenești. Și nu se întâmplă lucrul acesta. Domnul Hristos ajunge acolo, ajunge pe Golgota. Chiar și acolo, dacă cineva din mulțimea aceea ar fi spus, eu știu că omul acesta este nevinovat, un om simplu, fără să fie parte din, eu știu, preoțime, din Sinedriu, nu. Un om obișnuit, dacă ar fi zis, omul acesta este nevinovat, știți ce se întâmpla? Înapoi îl judecăm din nou. În ziua aceea, nimeni n-a spus nimic. Nimeni n-a spus, eu știu că omul acesta este nevinovat. Nimănui nu i-a păsat. Și avem tendința să spunem că noi am fi făcut altfel. Eu nu cred. Eu nu cred că noi am fi fost mai buni de atât. Pentru că responsabilitatea morții Domnului Hristos nu stă pe sobor, pe Sinedriu, nu stă pe evrei, nu din cauza aceasta au pățit ce au pățit din timpul Holocaustului. Responsabilitatea morții Domnului Hristos stă pe fiecare dintre noi. Și ceea ce este imaginea care pur și simplu m-a cutremurat. Domnul Hristos înviază. Și într-o dimineață, după ce ucenicii săi se luptaseră toată noaptea ca să prindă un pește, se întorceau spre mal și acolo Domnul Hristos îi vede de departe și le spune, mai încercați odată. Și ucenicii mai încearcă odată. Și 153 de pești îngreuiază dintr-o dată mrejele pe care le țineau și Petru, ca un copilaș, sare din barca în care era și începe și trage după el acea mreajă, pentru că îl recunoaște că cel de pe mal care le pusese, mai aruncați o dată mreaja, este Domnul lor. Și imaginați-vă acum ucenicii, toți parcă nemai îndrăzniți să spună un cuvânt, era Domnul lor, cel înviat. Poate că în mintea lor deja realizau, el este Iahve, este creatorul lumii ăsteia. Domnul Hristos, cel înviat, Iahve, creatorul, răscumpărătorul nostru, se așează pe plajă și pregătește micul dejun pentru ucenicii săi. Ce Dumnezeu să se coboare până acolo încât să ia un pește și să-l prăjească pentru Petru, pentru cel care l-a tăgăduit de 3 ori. Mesajul cu care aș vrea să plecăm în seara aceasta, Domnul Hristos mă imagină spunându-le ucenicilor și oamenilor întregi, când era pe cruce, voi puteți să faceți ce vreți.
puteți să mutilați un sistem juridic pe care eu vi l-am dat. Puteți să vă bateți joc de tot ce aveți și spuneți că aveți mai sfânt în lumea aceasta. Dar un lucru nu o să-l puteți face niciodată. Și acest lucru este, nu puteți să mă opriți să vă iubesc. De aceea, întrebarea pe care Domnul Hristos o pune lui Petru, mă iubești tu, Petru? Această întrebare Domnul Hristos o pune fiecăruia dintre noi. Și să dea Domnul ca niciodată, să nu ne oprim din a auzi această întrebare până nu vom răspunde. Nu cu acea vehemență, da, Doamne, eu până la moarte o să-mi dau viața pentru Tine. Doamne, Tu toate le știi. Tu știi că poate eu nu Te iubesc. Eu zic că Te iubesc. Dar atunci când vine vorba de dragostea pe care noi trebuie să o avem pentru Mântuitorul nostru, niciodată nu vom putea spune că Îl iubim de ajuns. Să ne ajute Dumnezeu ca răspunsul lui Petru să pătrundă în inimile, în viețile noastre, să simțim greutatea acestui răspuns. Doamne, Tu toate le știi. Eu vreau să Te iubesc. Ți-ai dat viața pentru mine. Și ai făcut tot ce se putea face ca noi să fim mântuiți, cu toate că nu există nimic bun în noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această experiență cu care și Petru a fost binecuvântat. Tu toate le știi. Amin. Aș vrea să încheiem. Să încheiem cu un lucru. Sanctuarul ni-l oferă pe Domnul Iisus Hristos și ni-l lasă la îndemână. Ni-l lasă între noi. Așa cum a fost întotdeauna și atunci când Domnul Iisus Hristos a fost lăsat aici, noi L-am judecat, noi L-am așezat într-o ipostază în care Iisus Hristos a trecut prin judecata noastră. În sensul că în momentul acela ar fi trebuit să luptăm să-L înțelegem. Să luptăm să-L înțelegem între a fi vinovat sau a fi nevinovat. Săptămâna de rugăciune se încheie cu ideea aceasta. Iisus Hristos e la îndemâna noastră. Până la revenirea Sa, în glorie, până atunci El este încă cu noi. E un gând frumos la care vă rog să vă gândiți și să ne rugăm. Mai am o întrebare, totuși. O întrebare care mă frământă și care a apărut în ultimul studiu al acestei săptămâni. De ce istoria poporului evreu, istoria cunoașterii lui Iisus Hristos a început cu Sinaiul? Adică scoate pe oamenii ăștia din Egipt, vrea să îi apropie de Dumnezeu și modalitatea prin care El vrea să ajungă la inima acestor oameni este haideți la Sinai să vă arăt. Și la Sinai fulgere, tunete, lege. De ce așa? O să mă întreb. N-ar fi putut să înceapă cu prezentarea crucii? De ce Sinaiul? De ce Sinaiul întâi, crucea după aceea? De ce Sinaiul întâi, crucea după aceea? Mijlocirea și judecata la final? De ce ordinea aceasta? Gândiți-vă, vă rog, la faptul că Iisus Hristos nu poate să fie înțeles dintr-o dată și nu poate să fie înțeles într-o singură ipostază. Iisus Hristos rămâne lângă poporul Său astăzi în toate aceste ipostaze. Priviți-L la Sinai și înțelegeți-L acolo în calitate de Domn. Priviți-L la cruce și înțelegeți-L acolo în calitate de Dumnezeu care se pune la dispoziția judecății noastre. Și noi judecăm pe lângă El în nădejde dacă Îl vom înțelege. Și Îl înțelegem sau nu. Apoi Iisus Hristos în calitate de mijlocitor. Mijlocind veacuri între Dumnezeu și noi,
apropiindu-ne de cer. Și în final, încă o dată, de data aceasta, judecă El pentru noi. Nu uitați, suntem în momentul în care judecata se desfășoară și judecata Lui. De data aceasta, El vrea să înțeleagă istoria noastră. El vrea să înțeleagă dacă mântuirea este reală sau nu în viața noastră. El vrea să se apropie de noi. În condițiile acestea, aș vrea să încheiem cu gândul acesta. Iisus Hristos rămâne încă obiectul nostru de studiu și rămâne încă la dispoziția noastră. Săptămâna de rugăciune se încheie cu El. Ni-L pune înainte, ni-L pune la dispoziție. Iisus Hristos să rămână cu noi. Amin. Câteva cuvinte înainte de încheiere.
Biserica noastră a fost legată destul de mult de anumite activități care s-au dus în jurul globului. Un voluntar misionar care a participat în lucrarea misionară din Vanuatu, împreună cu soția sa, care a fost botezat în Vanuatu în 2009, locuind în Australia, în Melbourne, pe nume Ionel Lupașcu. Vestea despre el a ajuns la noi astăzi după amiază și probabil că necesită mijlocire pentru familia lui. A încetat din viață săptămâna trecută. Nu știu cât de mulți cunoaștem, nu știu cât de mulți știm familia lui, dar pentru că cel puțin cel ce ne-a dat această veste îl cunoaște destul de bine și pentru că întotdeauna în durere se vede dragostea și împreună simțire frățească, aș dori ca în rugăciunile de final, măcar într-o rugăciune de final, să ne rugăm pentru familia îndurerată care a rămas, pentru ca Dumnezeu să-i țină mai departe alături de el. Acum vom încheia. Fac un apel la dumneavoastră să încheie săptămâna de rugăciune. Aș vrea să vă rog, dacă considerați că mai este cineva care vrea să-și predea viața, problemele, dificultățile și viitorul în mâna Domnului, pe parcursul acestei cântări de încheiere, vă rog să vă gândiți și la sfârșit, la finalul ultimei strofe, vă așteptăm aici, pentru ca să vă rugați, să vă rugați împreună cu noi. Vom încheia programul din această dupămasă cu cântarea Speranța mea e doar Hristos. 250 în imnurile noi. Tatăl nostru care ești în ceruri,
În numele și meritele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău și al nostru Domn și Mântuitor, venim înaintea Ta în puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca să-ți mulțumim că de la începutul acestei săptămâni de rugăciune și până în clipa aceasta, când suntem acum la încheierea acestei săptămâni de rugăciune, prin mila și îndurarea Ta, ca să-ți mulțumim pentru toate soliile din săptămâna aceasta. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai vorbit inimilor noastre. Îți mulțumim că vrei să ne pregătești să fii mai tâi pentru veșnicie. Te rugăm să ne și ierți de gândurile rele și de tot ce n-am corespuns voință Tale, prin gândire, prin vorbire și prin felul nostru de viețuire. Iartă-ne, Doamne, curățește-ne și pregătește-ne pentru mărețul eveniment al revenirii Tale. Doamne, știm că Tu ai fost cu noi până aici. Ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, materiale și spirituale. Nu avem cuvinte de ajuns ca să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Acum dorim să ne predăm ție pe mai departe, pentru anul viitor. Nu știm câți dintre noi vom ajunge, dar îți mulțumim că până aici Tu ai fost la cârma vieții noastre. Ne încredițăm în brațul Tău atotputernic, pe noi, familiile noastre și întreaga biserică de aici. Să faci Tu ca fiecare dintre noi, la plecare, să plecăm cu o binecuvântare deosebită din partea Ta și cu gânduri bune și curate, ca să ne putem întâlni din nou în continuarea acestui an până la sfârșitul anului calendaric. Îți mulțumim pentru toate numele și meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Bunul nostru Tată din ceruri, în numele și în meritele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim că în clipele acestea încheiem o săptămână de rugăciune, încă o săptămână de rugăciune din viața noastră. Mulțumim că de la începutul acestei săptămâni și până acum, ne-ai condus prin toate etapele sanctuarului, începând cu cel pământesc, serviciile care aveau loc acolo, care ținteau către mielul fără jertfă, către Domnul nostru Iisus Hristos, care până la urmă și-a dat viața pe Golgota pentru salvarea neamului omenesc și salvarea și a noastră fiecăruia. Îți mulțumim pentru toate acestea, îți mulțumim pentru că ne conduci prin sanctuarul ceresc acum și ne inviți ca să fim cu Tine acolo, unde Domnul și Mântuitorul nostru, care s-a jertfit pe Golgota, a murit și a înviat, este acum mijlocitorul nostru și judecătorul întregului neam omenesc. Mulțumim că dorești ca să facem parte din mulțimea aceea care va umple cortul acesta și templul acesta din ceruri și ne-ai chemat ca să îți predăm viețile noastre în mâna Ta. Amin. Suntem neputincioși, suntem așa cum suntem cu nevestul, ne recunoaștem slăbiciunile și defectele noastre de caracter, dar știm că avându-Te pe Tine la dreapta noastră și Duhul Tău cel Sfânt, ne dai Tată puterea ca să putem să ieșim învingători. Amin. Îți mulțumim, Părinte bun, fii lăudat și binecuvântat în veci prin Domnul Hristos și Duhul Tău. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că ai fost cu noi anul acesta și prin ce am trecut, Tu ai fost alături de noi. Amin. Acum venim, Doamne, să-ți mulțumim și să ne predăm Ție și pe mai departe. Amin. Te rugăm să binecuvintezi comunitatea noastră. Amin.
cu toți frații și să binecuvintez, Doamne, familia din Australia care s-a întâmplat așa în familia lor. Doamne Iisuse, ai milă de toți copiii Tăi. Amin. Și de frații noștri care sunt bolnavi din comunitatea noastră. Amin. Binecuvintează, Doamne, pastorul nostru, copiii, tineretul și pe toți frații, ca să fim uniți în a Te sluji pe Tine. Amin. Ne consacrăm Ție și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată din cer, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus și Duhul Sfânt cu recunoștință că Tu în acest an ai fost în fața vieților noastre. Tu știi că am fost într-o perioadă destul de critică, familia mea, și am fost încercat într-o mare încercare pe care numai Tu o cunoști, probabil și frații noștri o cunosc. Îți mulțumim că ne-ai dat pacea Ta și îți mulțumim că ne-ai ținut în brațul Tău cel puternic și nu s-a întâmplat nimic atât spiritual cât și fizic. Doamne, suntem siguri și realizăm în fiecare moment că Tu ești alături de noi. Dacă Tu ne-ai căutat în această lume, într-o perioadă atât de lungă, și Tu ne-ai găsit, Doamne, nu noi Te-am găsit pe Tine, Tu ai un plan cu noi, ai un plan cu familia mea, cu marea mea familie, cu frații mei, cu surorile mele. Noi știm că Tu vei realiza și vei face tot ce știi Tu că este mai bine pentru fiecare suflet. Doamne Iisuse, Tu ne-ai spus că vom fi încercați și că noi vom avea probleme până când Tu vei veni să ne iei acolo unde ai pregătit locurile minunate pentru noi. Și dă-ne puterea necesară să stăm lângă Tine și să Te iubim din toată inima, că Ție să cuvine totul. Îți mulțumim pentru acest an pe care ai fost cu noi și Te rugăm să fii în continuare în anul care vom intra, dacă este în planul Tău, să ne ții Tu în brațul Tău cel puternic și să fii la cârma vieții noastre. Să binecuvintezi frații mei, să binecuvintezi surorile mele din această comunitate, să binecuvintezi pe toți care sunt încercați sub diferite forme. Te mai rugăm să binecuvintezi și familia îndurerată care trece pentru un impas destul de mare. Dă-ne putere să ne rugăm pentru ei și dacă putem financiar să-i și ajutăm. În brațul Tău ne predăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin. Părinte Ceresc, mai zăbovim înaintea Ta și Te rugăm să primești reconsacrarea noastră personală și comună al acestei biserici. Te rugăm în mod special acum la această terminare a săptămânii de rugăciuni pentru fratele nostru, Marinel Ilie. Doamne, întărește-i, dăruiește-i putere și dăruiește-i vindecare. Îți mulțumim că ne asculți și Te lăudăm în veci. Amin. Îți mulțumim, Părinte bun, că Tu ai îngăduit ca să apucăm această săptămână de rugăciune. Îți mulțumim că pentru mine a fost un har deosebit. Am simțit pacea Ta, liniștea Ta, binecuvântarea Ta. Îți mulțumim pentru făgăduințele care ne le-ai promis. Tu ne aștepți acolo sus. Doamne, dă-ne putere, dă-ne înțelepciune și har de la Tine, ca niciunul din noi care suntem aici și toți ceilalți din lumea aceasta care Te caută pe Tine să nu lipsească de acolo. Te rugăm acum pentru comunitatea noastră, pentru pastorul nostru, pentru comitetul nostru, pentru diacon și pentru toți care dorim să Te slujim cu credință. Ajută-ne Tu, ca în tot ce facem să nu pătăm numele Tău și să putem acolo ajunge sus unde ne-ai pregătit locașuri. Îți mulțumim, Te lăudăm și Te mărim prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin.